Proteste de amploare la CEO. Foștii angajați ai colosului energetic își doresc dreptate. Principala nemulțumire a oamenilor o reprezintă lipsa adeverințelor, despre care CEAS spune că au fost distruse. Continuăm cu protestele în fața Complexului Energetic Oltenia. Cele două instituții, Complexul Energetic Oltenia și Casa de Pensii, fac în continuare abuzuri și nu pun în aplicare hotărâri judecătorești. Deci Complexul Energetic Oltenia motivează că nu are de unde să dea bruturile oamenilor, ceea ce este imposibil pentru faptul că avem documente clare că la anumite persoane din funcții de conducere li s-a eliberat pe total brutul pe toată perioada lucrată cu Complexul Energetic Oltenia și se dau aceste adeverințe în funcție de pile și relații. Deci se dau la o anumită categorie de angajați. O anumită categorie de angajați cu carnet de partid, cu influență politică și așa mai departe. Iar pentru salariații de rând, care iese la pensie sau care vor să iese la pensie, nu li se eliberează adeverințe conform hotărârilor judecătorești și conform legii. Foștii angajați au apelat la instanță, unde au și câștigat. Cu Casa de Pensii suntem cu executori care executăm pe sume. Cu Casa de Pensii suntem cu obligativitatea de a face și executorul judecătorului va executa Casa de Pensii cu cheltuieli de judecată. Deci avem mii de procese în care Casa de Pensii n-a câștigat niciun proces, doar Complexul Energetic Oltenia a câștigat un singur proces împotriva lucrătan pentru a nu elibera câștigurile pe perioada când a lucrat din 1976 până în 2020. Începând cu data de 6-6-2024 și în fiecare zi de joi, foștii angajați vor picheta sediul Complexului Energetic Oltenia. Protestele vor continua până când oamenii vor primi ceea ce își doresc.